Ai legat-o mine deja vreo asta. Fijele, ce dacă faci, bă, copac acolo? Tu mi-ai legat asta de mână? Zi sincer. Bă, ești prost. Bă, ești nebun. Ce uli... Ce uli, bă, așa? Fijele, nu mai te mișca, pentru că e foarte posibil să ai ceva rupt în tine, care dacă te miști, să rupe mai tare. Auzi? Ia spune, tu ai legat pisica asta de mine? Care pisica? Pisica asta. E cățel, mă. Au! E te, dragi. Tu vezi, mă, ce mic e? E pisică. Nu e cățel de dracu. E pisică, bă! Bă, câinele este ăla care latră și te mușcă dacă intri la el în curte. Dar asta este o pisică un pic mai răgușită. Tu zici dacă tu le-ai legat de mine. Nu am legat, mă, nimica de tine, mă. Ba, mă, ia-l de aici. Păi și eu ce fac? Eu ce fac cu el? Mamă, ce mă doare capul. Las-o aici. Cum dracu să ala? Mi-e milă. Dacă îl fură cineva, dacă... Dă prostul ăla, dă Nicu rază cu mașina peste fizica asta. Nu se poate. Atunci eu cu tine, că mă duc acasă. Mă. Nici asta nu merge, că dacă eu acasă, sau că lumea nu suportă animale, mă trezesc că-l face tocan. Cred, merg eu cu tine și poate că în drum găsim aparținător. Întrebare de 1000 de puncte. Ai lapte acasă? Ce? Lapte dacă ai, că vreau să-ți spăl pe cap. Da, mă, să mănânce, tâmpitule, cum dă ce? Nu știu, bă, între pune voastră mea, mă. Hai să merge, că nu mai pot de rău. Hai. Mi zic, o să pis, pis, pis. Te-am visat, azi noapte în vis. Te spălam, te peptănam. Afară, că nu te bat. Prietenul meu, fiice, cum să zic eu zi când mai sunt de vorbă? Cum te cheamă pe tine, pisicuțo? Elvira? Elvira? Pst, pst. Elvira? Elvira? Nu, na. Nu te cheamă Elvira. Foarte bine, foarte bine. Și așa este un nume foarte urât. Am avut o mătușă, Elvira, cea mai proastă mătușă din lume. Ea era. Ea ducea gogoși. Tare ca piatra. Deci, eu, cât am fost mic, niciodată n-am fost când să scot dinții de lapte, să mă leg cu firul dațu de clanță, să vă... Nu! La mine, toată copilăria așteptam să vină în vizită mătușa Elvira, ne aducea gogoși de piatra și băgam în dinți și săra dinții. Elvira, nu, nu Elvira. A, deci, asta e, n-am fost la dentist. Cum te cheamă, mă, pe tine, mă? Mă, pisicuțo! Mă, unde te-ai ascuns? Unde ai ascuns? Ești cu afară odată, ieși că nu te bat! Ce mă de urle așa? Bă, n-ai văzut-o, mă, pe nevastă mea pe afară, cât am căutat eu prin casă? Nu, n-am văzut-o. Dar zi-mi dacă ai niște lapte ca să dau și eu la pisica asta. Păi lasă-mă, mă, cu laptele tău, mă. N-auzi, mă, că m-a părăsit asta, că a plecat de acasă? Unde a plecat? Nu știu, mă, că a plecat, bă, și-a luat tot în casă, și-a luat și... Și-a luat, bă, dacă și-a luat și geamantanul. Și-a luat rochea frumoasă cu care se ducea numai la mormântări. Oh, aici, da, n-ai de și poate n-a plecat departe. Poate s-a dus în vacanță pe la vecini. Bă, du-te trecut aici, vezi că mă enervezi. Bă, stai, da, bă, de ce ești supărat așa? Adică eu, aia, nevastă te-a părăsit și gata, tu ești supărat pe mine. Dă-mi niște lapte să dau la pisica asta. Nu dacă te-ai dus, fă, ieși afară pe unde ești băgată, de unde ești băgată, ieși afară de acolo, n-auzi? Bă, cât am băut eu cu tine, mă? Exact, exact, nu știu.
Dar mai este ceva care nu știu. Nu știu ce o fac cu pisica asta. Bă, lasă-mă, dracu, cu asta îmi pace, că ți-o fac guler imediat. Bă, stai, mă, cât am băut eu cu tine, că nu mi-aduc aminte dacă am bătut-o. Nu mai știu dacă m-a bătut ea pe mine sau pe aia, nu mai țin minte, că asta așa face. Când îi dau o palmă, își face bagajul și pleacă. Cum bă, dracu, să fiu dacă mi-aduc aminte. Cum crezi că o cheamă pe pisica mea? Bă, lasă-mă, mă, îmi pace cu pisica ta cu tot. Bă, unde ești, bă? Ești bă, că nu te bag, nu-ți fac nimic. Nu poți să-i dau drumul pe străzi, că cine ăștia a adus camioane de câini de la București, l-a dat drumul pe aici. Aici acasă nu poți să iau. Zici ce fac cu pisica? Bă, să fiu al dracu, dacă mai beau vreodată cu tine din ce mea amestești tu acolo, din toate experimentele astea la ta, că mi-a topit creierul de tot. Bă, dacă nu mi-aduc aminte dacă am bătut-o pe nevastă mea. Bă, unde ai plecat, pă, nebunul? Unde te duci, mă? Băi! Fricele! Dă, bă, niște lapte, bă! Fricele! Ardiles! Ardiles, ieși afară, băi! Băi, ieși afară, nu mă face pe mine să vin după tine, că mi-e rău! Fricele, eu cred că știu ce s-a întâmplat. Ce, mă? Fii atent. Deci noi n-ai mai băut... Bă, lasă-mă, mă, în pace, mă. Bă, lasă-mă, ascultă-mă și pe mine, că spun. Deci, noi, nu mă știu ce s-a întâmplat în ultimele 3 zile, da? Că am băut. Așa. Îți spun eu ce s-a întâmplat. Și atenție la mine, că știu și ce e unde e cu nevastă ta. Noi am băut... Și am trecut printr-un tunel sinergetic. Exact ca ăla din Bucegi. Bă, lasă-mă trec cum pace cu tunelul tău. Ascultă-mă ce zic. Tunelul sinergetic este ca un tunel, dar sinergetic. Înțelegi? Am ajuns într-o lume paralelă cu asta, în care am dat noi peste noi. Dacă ne-am întors de acolo, ne-am întors tu mai paralel decât erai înainte. Pentru că în lumea aia tu n-aveai nevastă și dacă te-ai întors paralel de acolo, normal că n-ai nici aici. Da, mă rog, eu ce puțin așa cred. Bă, lăsă-mă, mă, dracu, cu lumile tale paralele, băi. Bă, n-auzi, ești afară de aici! Ia vino, mă, coace! Ce-i dracu' e gălăgia asta, mai? Dă-i, mă, de ce, dar ești prost la cap? Zi unde e nevastă, mă. Care nevastă? Bă, zi unde e nevastă, mă, îmi face cu capul, că am băut de-l mai știu de mine. Zi! A venit la tine? Bă, nu știu, mă, dar... Ce să caute, mă, la mine nevastă ta? Eu n-am văzut-o pe nevastă de ieri, de când am văzut stația de autobuz. A, deci ai văzut-o, da? Păi, bă, am văzut-o, dar m-am întâlnit cu ea special. Nici măcar n-am băgat-o în seamă. Bă, zi unde e? Păi, de o să știu, mă, unde e. N-auzi că n-am băgat-o în seamă pe cinstea mea, pitnicele. Și acum, de ce ai dat? Uite așa, cam draci. Arilesa. Lasă-mă, dracu. Bă, cu ochiul tău de vulturi, ia zi, ce e ăsta? Cățel sau pisică? Cățel. Dracu, că ești prost. Să uite, mi-am luat și bătaie. Păi, fiișele, ca să fie mie clar, tu vrei să pleci cu microbuzul să cauți pe nevastă ta? Da, mă. Păi și dacă nu știi unde s-a dus, de unde știu unde s-o cau? Nu știu, mă, lasă că găsesc eu. Auzi, mamă, ai fost și pe aici? N-ai văzut-o cumva și pe nevastă mea? Uite, e o femeie cam așa, așa e și are părul jaten, ochi verzi și are un geamantan maron în mână. Bă, tu vrei să mergi să cobori din stație, stație, să o strigi ca nebunul să o cauți? Da, mă, da, ce nu înțelegi? Păi nu înțeleg pentru că, Fricele, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Ia gândește. Nu e, mă, mai bine fără ea? Ai toată casa la dispoziție decât pentru tine. Nu e nimeni să stea cu gura pe tine. Ce faci? Unde te duci? La ce oră te întorci? Cu cine bei? Cu cine mănânci? Cu cine fumezi? Cu ce ia nevasta când stătea pe acasă? Mai mult era prin vecini. Dă mâncare, nu prea făcea de băi. Și dacă ai probleme de singurătate, îți dau pisica asta, mă. Băi, stai tu, numai tu cu ea. Vin eu decât sâmbata și duminica că m-am atașat. Vin să mai văd. Să mă drăg cum pace cu pisica ta, mă. Thank you.
Ce faci, mă, aici? Ce faci, mă, aici? Unde ai fost, fă? Eu? Unde am fost eu? Dar unde ai fost tu? Că trei zile n-ai dat pe acasă. Păi lasă, lasă, unde am fost eu că trei zile n-am dat pe acasă. Zi tu unde ai fost, că nu te-am bătut. Sau te-am bătut? Bă, fii atent aici, că eu nu mai țin minte nimic. Bă, te-ai prostit de tot? Am fost la nuntă, la nepoate mi-a uitat că trebuia să mergi și tu cu mine. Dar tu te-ai dus la dracu să te ia și eu m-am dus ca proasta de una singură. Că a râs și lumea de mine pe acolo că eram singura femeie măritată fără bărbat lângă mine. Ți-am zis? Dă-i mă din gură, mă. Deci vii acasă? Pe unde să mă duc? Că dacă aveam unde mă duceam până acum. Hai, treci acasă că mă roade stomacul de foame și am luat ce mai era pe acolo, pe la nuntă. Aveți salată de biu? Avea. Cu pui? Păi cu ce? Ia stai. Mă, ce faci, mă, tu unde vii? Acasă? Acasă la cine? Acasă la tine. Acasă? Dă-mă drumul de aici, pleacă cu pisica asta aici. Lasă-mă în pace. Bă, ești prost. Bă, ești nebun. Ce te bagi, mă, ce te bagi? Lasă-mă din gură. Lasă-mă, mă, ca și eu de vorbi cu nevastă. Păi da. Hai. Mamaie. Și mă, tălea, cu e pisica ta? Nu. Să trăiți, domnul Celentano. Ați ieșit să luați o gură de aer? Ce bucurie că să... Ce mașină frumoasă, ce... Să fiu al dragul dacă cine știu cu cine stau de vorbă. Că dacă am fost colegi la grădiniță... Scuze, am uitat. Eu și nevastă mi-am uitat cum o cheamă. Și când mi-au aminte, ui repede oricum. Deci nu știu cu cine am oroare. Poți să-mi spui, mămică? Mămică. Domnul. Domnul mami. Mămică. Mămica. Mămica cui? Vezi, mă? De-aia nu-mi plac mie proștii, că nu poți să te ții după ei, că se crede deștepți. Mă înțelegi? 100% de acord. Aseară ai fost în vizită la mine. Cine eu? Tu și cu colegul tău. Care coleg? Hai, lasă, lasă. Zi-mi ce-i cu câinele. Care? Pisică? Am luat-o de pădrucă să nu dea vreo mașină peste ea. Câinele ăla din brațele tău. E pisică, n-auzi. Ia uite ce urechiuri și mici. Pisicuță, pis. E pisică. E câine. E pisică. E câine. E pisică. E pisică? E pisică. File. Ia zi tu, mă. E pisică sau e câine? E câine, șef. E câine, e câine, e... Ham, e câine. Păi vezi, e câinele meu. Până a rămas, da. Da. Bă, aseară. Mulțumesc. Ai venit la mine, da? Stăteam și eu liniștit cu băieții mei, sărbătoream. Că am luat și eu bacul, 2000 de euro. Și tu, ai sărit ca o maimuță gardul, ai luat câinele, ai sărit înapoi strigând, jos hingherii, jos hingherii. Păi eu am față de hingher, mă. Urât, 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 urât. Și prostul ăla cu care erai de să credea Tarzan, s-a agățat de cablurile mele și uite așa făcea, dar am rămas și fără curent. Nu-ți mai aduce aminte? Și eu ce fac azi? În loc să stau să beau un șpriț cu băieții mei, te caut pe aleile astea, mă. Dar nu mai praf în gât. Sile, fă-i, mă, un masaj. N-am voie. N-am voie masaj, că am oasele tasate și e bine să rămână tasate. Nu trebuie să le iei, nu mă lasă doctorul. Sile, am zis ceva. Mămică! Da! Mă, 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 m
da, da, te furase nebunul ăla, mă.